Salut! În videoul ăsta voi vorbi despre rolul jocurilor secundare din seria GTA, adică Liberty City Stories și Vice City Stories, și de ce nu am primit și un San Andreas Stories și dacă am fi primit, ce ar fi putut include, astfel încât să acopere niște lipsuri pe care, din păcate, San Andreas le-a lăsat în urmă. După ce au lansat GTA San Andreas în 2004, Rockstar au avut o nouă ambiție, să aducă experiența unui GTA 3D pe o consolă portabilă. Pentru a realiza viziunea asta, Rockstar Leeds au lucrat sub îndrumarea celor de la Rockstar North, iar după 2 ani rezultatul a fost GTA Liberty City Stories. Au ales un protagonist care să îi atragă pe cei care au jucat GTA 3. În Liberty City Stories jucăm cu Tony Cipriani, mafiotul din familia Leone, care a apărut și în GTA 3 într-un rol mai mic. Ce ne interesează pe noi pentru subiectul de azi este rolul pe care l-a jucat Liberty City Stories în peisajul mai mare al seriei GTA. Jocul ăsta a recontextualizat mai multe personaje vechi din trilogia GTA pe care le știam din celelalte jocuri. Câteva exemple ar fi Salvatore Leone, Maria LaTorre, Donald Love și Phil Cassidy, pe lângă altele. Având atâtea personaje pe care le recunoaștem deja din celelalte GTA-uri, e interesant cum fiecare beneficiază de mai multă dezvoltare în cadrul poveștii. Mai mult decât atât, pentru că povestea din Liberty City Stories are loc cu 3 ani înaintea poveștii din GTA 3, avem și oportunitatea de a vedea un nou Liberty City care de fapt e mai vechi și care, bineînțeles, ne prezintă multe detalii diferite. Până la urmă, în 3 ani se pot schimba foarte multe lucruri. Mai târziu, în 2006, am primit Vice City Stories, care ne-a dus și mai departe în trecut, în 1984, adică 2 ani înainte de povestea Vice City-ului. Rockstar iar au profitat de ocazia de a dezvolta personaje vechi, amestecându-le într-un mod imersiv lângă personaje noi. Câteva personaje vechi care apar și în Vice City Stories sunt Phil Cassidy, Umberto Robina, Ricardo Diaz, dar cred că cel mai bun exemplu aici este Lance Vance, fratele protagonistului Victor Vance. Cu toate ideile de îmbogățire pe care le are Lance în povestea din Vice City Stories, personajul lui primește o istorie și un context pe care nu le-am fi avut dacă nu era jocul ăsta. Până la urmă, asta este frumusețea unui prequel. Privilegiul de a putea dezvolta niște personaje în retrospectivă, având deja un punct de plecare destul de solid, duce la caracterizări mult mai bogate. Același lucru îl putem vedea și în relația dintre Red Dead Redemption 1 și 2 și dintre Breaking Bad și prequelul lui Better Call Saul. Dar revenind la jocuri, pe lângă personaje, Vice City Stories ne oferă și o perspectivă nouă asupra orașului Vice, văzut cu 2 ani înainte să-l stăpânească Tommy Vercetti, încă o dată dezvoltând atât universul jocului, cât și istoria orașului și a personajelor. Deci, concluzia la care am vrut să ajung în capitolul ăsta e că pe lângă rolul tehnic pe care l-au avut cele două jocuri Stories, adică să ofere o experiență completă de GTA pe o consolă portabilă, jocurile astea secundare au avut și un rol narrativ foarte important. Dezvoltarea unor personaje vechi într-un context nou care permite o caracterizare mai bogată și în același timp adăugând și mai multe personaje noi, poate chiar iconice, în seria GTA. Așa că, ce lipsește din peisajul ăsta? De ce nu am primit și un San Andreas Stories? Pentru majoritatea fanilor GTA, Sfânta Treime constă în GTA 3, Vice City și San Andreas. Și asta pentru că mulți nu știu sau nu le pasă despre jocurile secundare Stories sau, Doamne ferește, GTA Advance. Acum, indiferent cât de mult iubim San Andreas pentru statutul lui legendar, dobândit prin atmosfera imersivă și libertatea nemaipomenită, trebuie să recunoaștem că San Andreas a reușit foarte multe, dar din păcate a și ratat câteva. Deja știm că Rockstar au avut multe ambiții care n-au mai fost realizate în jocul final. Din versiunea beta au fost tăiate multe chestii. Skateboard, mașini, misiuni, ganguri, modele, haine, iconițe, locații, interioare, ideea de a cumpăra mobilă pentru a decora casele, cutremure, Grove Street Families aveau alt nume, Balașii aveau alt nume, au tăiat și niște posturi de radio, spălătorie auto... Dar pentru mine, cea mai importantă idee care a fost tăiată din San Andreas este conceptul de Mission Pack. Se pare că Rockstar aveau planuri să includă un fel de DLC sub forma unor pachete suplimentare de misiuni direct în joc. Pentru asta au implementat niște cod destul de devreme în dezvoltarea jocului, iar apoi când ideea n-a mai rezistat până la capăt, nu au mai eliminat codul din joc. Pentru cine a auzit de modul legendar DYOM, Design Your Own Mission, acesta funcționează pe baza suportului deja integrat în joc pentru mission pack-uri suplimentare. Iar din punctul ăsta încep să mă întreb, oare câte chestii au eliminat Rockstar din poveste sau în general din joc, în ideea că vor completa ei mai târziu printr-un mission pack?
Oare ăsta să fie un fel de precursor al jocurilor secundare Stories după ce au abandonat misiunile suplimentare? Revenind la ce am spus mai devreme despre chestiile pe care le-a ratat San Andreas, vreau să trec prin câteva dintre ele ca să vă arăt exemple de potențial neîmplinit în materie de personaje, locații și momente ale poveștii, adică lucruri pe care le-ar fi putut adresa și dezvolta într-un San Andreas Stories. Să începem cu personajele. Ne uităm la Emmett. Emmett este un fel de armurier al Grove Street-ului. E un gangster bătrân care vinde arme în cartier încă din anii 60. În timp ce gangurile au evoluat și s-au înarmat mai bine, marfa lui Emmett a rămas depășită. Din motivul ăsta, Grove Street nu își mai bat capul să cumpere de la el, iar după ce Grove Street s-au rupt în trei ganguri, vom vorbi și despre asta, Emmett a rămas în Seville Boulevard Families, deconectat de gangul principal. Cu toate astea, Emmett e prietenos cu CJ și Big Smoke. Pe CJ îl recunoaște instant că e băiatul lui Beverly, chiar dacă îl confundă cu Brian, și chiar îi oferă condoleanțe pentru moartea mamei lui. După misiunea care îl introduce pe Emmett, mai este pomenit în 3 misiuni în text, iar personajul a dispărut complet după o singură apariție. Mi-ar fi plăcut un rol mai mare pentru el, mai mult dialog în care să prezinte un pic de istorie legată de tensiunile din Grove Street care au dus la separarea comunităților, sau poate chiar să fi fost un ajutor loial pentru CJ în restul jocului, având în vedere că i-a cunoscut familia și a fost așa prietenos. Mai departe, Big Bear e unul dintre cei mai vechi membri din Grove Street. Se pare că CJ îl respecta pe Big Bear, considerându-l peste gangsterii ordinari. Văzându-l sub controlul drogului și al lui Beat-Up, CJ abia îl recunoaște, așa, slăbit și tremurat. Ne vom întoarce și la Big Bear. La fel și Beat-Up ar fi fost un personaj interesant să-l fi văzut în acțiune în urmă cu câțiva ani, înainte să devină mare afacerist cu marfa lui. Și mai auzim și despre LB, un alt asociat al gangului, despre care ne zice Ryder că e băiat de încredere. LB deține un garaj în Willowfield și trebuia să aflăm că mai are încă un garaj, cel în care depozităm boxele furate din misiunea Life's a Beach. Dar din păcate, partea asta de dialog a fost tăiată în beta. Los Santos looking for this damn thing. Okay. Stop it up in LB's garage in Commerce. Există și mai multe personaje fără nume care ar putea fi dezvoltate, cum ar fi mecanicul din misiunea Cesar Villalpando, care i-a rămas dator lui Sweet. Said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back. So here, this should do the trick. Sau tipul ăsta misterios din Customs Fast Track, care arată ca un membru Grove Street, dar sigur nu e în San Fierro. Sau, de ce nu, nenorociții ăștia de Balash din Introduction. Apropo, un lucru ciudat pe care l-am descoperit în Introduction. Înainte să se întâmple drive-by-ul care a omorât-o pe maică-sa lui CJ, vedem câteva cadre cu sabreul verde prin oraș. Ok. Într-una dintre scene vedem mașina cum pleacă din alea lui Emmett, ceea ce e foarte dubios. Și la cum e locul ăla, nu ai cum să intri cu mașina decât cu spatele acolo. Știu că e un detaliu foarte mic, dar wow, mă pune pe gânduri dacă nu cumva în timpul în care Emmett a stat în teritoriul ăla, lângă Seville Boulevard și influența Balashilor, oare au reușit să-l corupă? Oare să fie chiar armele lui cele care au omorât-o pe Beverly Johnson? Poate de-aia se simte el vinovat să zică... Sorry, Bobby. Mai departe, dacă ne uităm la San Fierro, și aici sunt personaje subutilizate, cum ar fi Jeezy și T-Bone Mendez. Dacă existau în San Andreas Stories, sigur ar fi explorat mai mult dinamica de putere dintre mafioții lui Uzi și gangul lui T-Bone, Rifa. Știți cum în San Fierro vedem niște ruine în unele zone ale orașului? Ei bine, San Andreas a suferit două cutremure. Unul în 1992, cam o lună înainte să începem noi jocul, și alt cutremur mai rău în 1988. Manualul jocului ne spune că ăsta din 88 a devastat cartierul Doherty. Mai multe blocuri au căzut la pământ și la fel și alte structuri au fost degradate. Câteva ziduri și o secțiune de autostradă prăbușită lângă Easter Bay. Detaliul ăsta e o referință la cutremurul din California din 89. În orașul Oakland, adică peste pod de San Francisco, o autostradă s-a rupt în bucăți foarte asemănător. Dacă Rockstar făcea un San Andreas Stories și avea loc înainte de 88, am fi văzut cartiere ca Doherty înainte de cutremur și poate o poveste despre cum a ajuns Local Syndicate la putere și ce opoziție le-au făcut mafioții lui Uzi. Mai departe, încă un element interesant din povestea jocului este cum a ajuns Grove Street să fie cel mai slab gang din Los Santos. O temă importantă din San Andreas este cum refuzul lui Sweet de a lăsa gangul să participe în vânzarea de narcotice a dus la pierderea influenței.
Sweet are convingerea că marfa nu face bine nimănui, îi umple pe dealer de bani, dar ruinează viețile oamenilor din cartier și întreaga comunitate. Ar fi fost mișto dacă primeam o poveste în San Andreas Stories care să exploreze situația Grove-ului dinainte de 92, poate prin anii 80 să vedem epidemia de crack în apogeul ei și să vedem cum s-a întâmplat ruperea Grove Street-ului. Sweet îi explică lui CJ la începutul jocului că cele două comunități, Seville Boulevard Families și Temple Drive Families, s-au despărțit de Grove în urma unor conflicte. Odată ce Grove Street au început să fie dezbinați din interior, Bala și Shivago și i-au câștigat mult teritoriu în lipsa unui Grove unit. Din motivul ăsta, Emmett nu mai face parte din Grove, pentru că a rămas în fostul teritoriu unit care în 92 aparține de Seville Boulevard Families. O singură dată vedem conflictul într-o misiune, când Sweet se vede cu gagica lui din teritoriul Seville, iar băieții care pe vremuri făceau parte din Grove mai degrabă s-ar răzbuna pe Sweet. Mai târziu, în misiunea în care îl confruntăm pe Bidup după ce a trădat complet Grove-ul, Big Bear îi fute una, iar Sweet îl duce la dezintoxicare ca să scape de dependență. În versiunea beta a misiunii, CJ trebuia să-l ducă la dezintoxicare, iar Big Bear avea niște dialog foarte informativ. Anyways, man, Sweet, he just became a hard man to be with, you know? Then we got bad blood with Seville Boulevard families, and they split from the Grove, then Temple, hell, they went Lone Ranger too. Sweet, man, he did absolutely nothing. Deci, Seville și Temple s-au separat de Grove, iar Sweet a rămas un lider incompetent care n-a făcut nimic și a lăsat toată influența Grove-ului să se diminueze pe zi ce trece. Iar ăsta a fost și motivul care a dus la trădarea lui Big Smoke și Ryder. Până la urmă vedem în introduction cum Smoke îl corupe pe Ryder cu planul lui de a vinde marfă, trădându-și frații pentru Balaș. Sweet a avut mereu un caracter foarte slab de înger. A lăsat gangul să se destrame, a dat mereu vina pe CJ pentru moartea lui Brian, l-a învinovățit pe CJ și pentru că a plecat din oraș să se distanțeze de viața asta, iar în ultimele misiuni e gata să cedeze și în fața crack-ului. Mi-ar fi plăcut să fi avut o poveste în anii 80, unde să vedem un Grove unit cu un lider competent, fie el Sweet sau nu, și de ce nu să-l fi văzut și pe micuțul Brian în viață. Ok, după ce am vorbit atâta despre San Andreas, hai să răspundem și la întrebarea de ce n-am primit San Andreas Stories. Și răspunsul e simplu, Rockstar au trecut la următorul proiect și au lăsat în urmă poveștile vechi. Imediat după lansarea San Andreasului, Rockstar au avut o nouă ambiție care trebuia realizată neapărat și cât mai repede. Să încheie dependența față de un game engine extern, în cazul lor Renderware, engine-ul folosit pentru trilogia 3D a GTA-ului, și să creeze de la zero un engine propriu. Așa că studioul Rockstar San Diego au primit misiunea de a dezvolta Rage, Rockstar Advanced Game Engine. După 2 ani de muncă, au venit cu un joc simpatic, Table Tennis, în care joci tenis de masă. Mai mult un exercițiu tehnic pentru ei decât o încercare serioasă de a zgudui industria, ăsta a fost primul joc realizat în Rage, iar pe calea asta, developerii au reușit să prindă experiență cu noul lor engine și să lucreze la aspecte importante precum lumina, animația, modelele și optimizarea. În timp ce Rockstar San Diego lucrau la Rage, nu neapărat singuri, Rockstar Leeds au dezvoltat cele două stories, după cum am zis mai devreme. Problema a fost că, imediat după lansarea San Andreasului în 2004, adică la numai o lună după ce a ieșit jocul, Rockstar au început să pună bazele pentru cel mai ambițios proiect de până atunci, GTA 4. Iar după ce au reușit să demonstreze o parte din potențialul engine-ului lor nou, într-un proiect mic ca Table Tennis, Rockstar s-au găsit în situația în care prioritatea numărul 1 era GTA 4. Dacă vă interesează cifrele, peste 1000 de developeri au lucrat la GTA 4, dintre care Rockstar North, studioul principal din spatele jocului, însemnau doar 220 de developeri din acei 1000. Așa că mai multe studiouri din Rockstar au trebuit să contribuie cât mai mult la mega proiectul imersiv ce urma să fie GTA 4, iar Rockstar doar au prins mai mult curaj după ce și-au făcut și testat engine-ul. Datorită sau din cauza situației ăsteia, nu s-a mai întors nimeni la povestea din San Andreas să facă un joc în care să mai completeze universul nostalgic centrat în jurul lui CJ și familiei lui. Partea bună a fost că am primit GTA 4. Dar partea proastă e că nu au completat o a doua trilogie cu un prequel care să dezvolte San Andreasul. Așa că, ce a făcut comunitatea? De-a lungul anilor, au existat diverse tentative de a crea un San Andreas Stories din partea multor oameni, fie în mod individual, fie în echipe mai mult sau mai puțin organizate. Iar încercările astea au luat mai multe forme. Mulți au făcut videouri în care au scris povești scurte cu personajele pe care le-au considerat pentru așa un proiect,
Alții au încercat să facă niște misiuni cu modul Design Your Own Mission, în care din nou au folosit personajele jocului sau chiar au gândit ei personaje noi, originale, iar cei mai ambițioși s-au organizat să facă moduri mai mari, conversii totale, în încercarea de a se apropia de nivelul de calitate pe care l-ar fi atins Rockstar. Din categoria asta, o să menționez numai două dintre aceste moduri. Primul este probabil cel mai recent, dezvoltat de un grup numit Sasquatch. Ideea lor se focusează în jurul gangului Aztecas, adică cel din care face parte Caesar. Suntem în anul 1989, 3 ani înainte de San Andreas, iar protagonistul este Jose, care aici e vărul și vecinul lui Caesar în modul ăsta. În jocul adevărat, Jose e un personaj care apare pentru mai puțin de un minut, atât. Revenind la mod, se pare că echipa Sasquatch au făcut o grămadă de schimbări mici care chiar fac ca modul lor să arate ca un adevărat Stories, cu detalii ca interfața schimbată, harta, culorile din oraș, animații și modele noi. Iar povestea pare să se focuseze pe comunitatea etnică a lui Caesar și pe conflictele stradale pe care le au Aztecas cu Vagos. Modul nu este gata. Ei vor să-l lanseze în primăvara lui 2024, dar cine a mai urmărit moduri ambițioase în trecut știe că majoritatea nu trăiesc să-și vadă versiunea finală. Personal nu mă dă pe spate, dar apreciez efortul masiv și curajul echipei de a centra povestea în jurul altor personaje. E o decizie mult mai originală să-i prezinte pe Caesar și Jose în loc de CJ și Sweet. Următorul mod nu e atât de ambițios. Celălalt San Andreas Stories despre care vorbim azi este dezvoltat de Chișinău Group. Din păcate, ei nu au reușit să ducă modul lor într-o direcție originală și au căzut în mai multe clișee. Povestea lor are loc în 1987, unde protagonistul este Brian, fratele cel mic al familiei Johnson. Modul începe cu o ambuscadă a balașilor în mall-ul din Market, unde Brian e prins în mijlocul lor și cumva reușește să îi omoare pe toți și să fugă acasă. Din păcate, nu numai începutul e stupid, misiunile din mod sunt foarte, foarte proaste. Nu au niciun sens și nicio direcție și mai rău de atât e că cine a scris dialogul ăsta chiar nu stăpânește engleza, nici măcar la nivel gramatical, dacă nu cultural. În fiecare misiune, textul nu sună deloc natural și e plin de greșeli banale, iar personajele nu se comportă deloc realistic. Și toate astea pe lângă faptul că modul se contrazice cu povestea oficială a jocului. Mai e o problemă pe care autorii modului nu au înțeles-o. Brian nu era parte din gangul Grove Street Families. Brian a murit în 87, ok? Bun. De-aia a plecat CJ, de-aia s-a supărat Sweet și a lăsat Grove-ul să se strice, ok. Dar câți ani avea Brian când a murit? Revista de jocuri PSM, în publicația numărul 87 din august 2004, ne dezvăluie că Brian Johnson avea 10 ani. A murit într-un accident tragic și CJ a plecat în Liberty. Iar informația asta nu e doar îngropată într-o revistă de acum 20 de ani, adică e scrisă și pe GTA Wiki, complet cu sursă și tot. Dar se pare că eu am făcut mai mult research doar ca să fac videoul ăsta decât au făcut oamenii ăștia pentru modul lor. Și nici modul ăsta nu e gata, au lansat până acum doar episodul 1 cu 25 de misiuni oribile în Los Santos, iar episoadele 2 și 3 se vor focusa pe San Fierro, respectiv Las Venturas. O să urmăresc cu frică dezvoltarea modului, să văd dacă sunt în stare să facă ceva mai bun sau ăsta a fost apogeul lor. În încheiere, videoul ăsta a ieșit mai lung decât mă așteptam, dar mă bucur pentru că am apucat să dezvolt niște idei și să prezint niște informații. Ca de obicei, găsiți în descriere sursa pentru tot ce am zis și chiar și informații suplimentare. Și nu uitați că vă aștept și pe Discord în comunitate. Mulțumiri speciale membrilor canalului. Fegel, Denis K, Răzvan, Fandichiaf, Ștefan Dlb, Alin, domnului VIP HammerMC7, domnului VIP Andrei, Bing021, Gabriel, RNM și Chiburici. Acești oameni de cultură susțin contentul meu în mod direct prin opțiunea de membership a canalului. Dacă vrei și tu să îți auzi numele la finalul fiecărui video, nu da banii pe prostii, ia membership la Tibi. Vă mulțumesc tuturor și ne vedem în următorul video.